Înainte de a începe acest clip, vreau să le mulțumesc celor de la World of Warships pentru că au sponsorizat acest clip. A, nu, păi de la uși. Vezi că trebuie să deschidă ușa. Da. Ce dracu râzi tu într-una? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou ATV vlog. Astăzi a venit și șumii la munte pe 100.000 de ani și Ninu s-a pus bine la masă, nu știu ce, că i-a zis hai cu ATV-ul, hai că-ți dau UTV-ul să ieși. Și a luat-o și pe Bianca, suntem doar noi trei. Nea Sebi e un pic avariat de aseară. Am avut o mică tulburare practic în ziua de Paști. Eu am fost cu minte, n-am fost pe nicăieri, n-am băut nimic, am stat acasă, am băgat o FIFA, am editat un vlog și cam aia a fost. World of Warships este un joc foarte mișto de tip tactical shooter în care poți alege din cele peste 400 de nave importate din istorie pentru a lupta cu alți jucători. Hărțile din joc sunt inspirate din locuri istorice și poți alege dacă vrei să te joci singur sau împreună cu prietenii tăi. Am și o surpriză pentru voi, dacă vă registrați acum folosind primul link din descriere, veți primi gratuit un pachet special în valoare de 25 de euro ce vă oferă un avantaj mare în joc. După ce vă faceți cont, veți primi automat 200 de gold coins, 2 nave foarte tari, 20 de camuflaje, 2,5 milioane de credite și 7 zile de cont premium. Foarte important de reținut, această ofertă este valabilă doar pentru cei ce își creează un cont nou folosind linkul din descriere. Primul link este pentru jocul pe calculator și în caz că vreți să vă jucați de pe consolă, vă puteți înregistra folosind cel de-al doilea link din descriere. Așadar, dacă vreți să vă jucați și voi, intrați chiar acum pe primul link din descriere, înregistrați-vă și vă aștept să ne jucăm. Și na, vă dați seama, și mi-a venit și el să stai cu ai lui, la masă, la alea, l-am luat direct. Ce e să stai, că și așa ești bubă de mâncare, cât ai mâncat azi, am băgat vreo 3-4 mese să fiu ăla. Așa că dăm și noi o mică tură pe aici, prin preajmă. Este o zi superbă afară, chiar e super, super blană. Nu uitați să bubuiți butonul ăla de like dacă vă place acest clip și vreți să mai facem ATV vlog. Am filmat și un car vlog cu Meganul, că a fost cerere maximă să mai filmez cu el, dacă îl mai am, dacă mai merge, dacă nu știu ce. O să apară săptămâna asta. Pare a fi destul de uscat, nu mă așteptam. Hai băi, mortule! Merge el cu TV-ul, ia uitați! Dă-i mă blană, dă-l dracu să-l ia! Apropo, Hristos a înviat, am uitat să vă spun, Paște fericit, nu mai este cazul pentru că o să postez după Paște clipul ăsta. Să fiți sănătoși cu toții, să vă dea Dumnezeu sănătate, tot ce doriți și vă mulțumesc din suflet că mă urmăriți și că sunteți alături de mine. Și aș aprecia și mai mult dacă mi-ați da un follow pe Instagram. E barieră, bă! E barieră! A, nu-i da! A pus buștean acolo, uite. Vino mai încoa. Vezi? Hai, trebuie să ne întoarcem, să o luăm pe altă parte. Surprize, surprize. Drumul este închis. Haideți că nu mai filmez pe unde ne întoarcem, o să ne băgăm pe alt drum și revin direct de acolo. Deci eu am coborât pe aici și boul ăla s-a dus roată, e frică să coboare. Așa ceva. Hai să-l așteptăm acum. Bă, ești idiot, ți-e frică? Rămzam Să-i dai 4x4. Păi să o luăm pe aici. Dă-i mă 4x4 și greu. Și dă-i lâu. E frică la prost. Hai mă! Doamne, cât e de prost. Uite, o ia pe acolo. Nici nu simtem. Da, mă, da, n-am mai mers. Te cași pe tine atâta. Ah, băga mea și se mai vede, băga mea și... Uite, bă! Ai văzut? Porc mistreț. O luăm pe off-road sau pe drum? De ce? Și ce, ți-e frică? Adevărul e că e nasol, dacă nu te mai dai de mult timp. Da, nu s-a mai dat. E puțin așa ciudățel. Doamne, e atât de frumos afară. Mi-era dor de vară așa, să ne dăm să ieșim. Tot vara rămâne blană. Cu cât urcăm se simte frigul. L-aș băga eu pe niște nenorociri de alea, dar am milă de el. Se taie pe aici lemne? Nu cred să taie, a? Dacă se taie era nasol. I-am dat greul la băiat să nu se obosească prea tare. Facem și noi o mică pauză aici. A? Da. Uite ăla e în tricou ăla. Ce? De ce? Ai văzut ce se încălzește? E fain? Trebuie că ești, mă, așa fricos. Nu știu, mă, că n-am mai mers dracu de anul trecut. Da, oricum e senzația, cum aș... Da, te obișnuiești un pic. Da. Da. Ia-ți pe tine, că... Dă-mi și mie sucul ăla, te rog. Da. De ce te-ai luat? Pepsi, ce altceva. Am revenit pe micul platou de filmare. Că a trecut din prima, eu m-am dat jos să-l ajut să nu știu ce. Hai, dă-i! Hai, vedem dacă urcă Neașubi pe aici. Uite tractorașul cum urcă. Mai stăm aici? Uite, aici nu-i curent, vezi? Ce? Nu e așa curent aici. De ce? Ah, mai vine cineva. Se uită baba asta. Vezi? Ai văzut cât e? Ce nu mai avea? Gata, băi fraților, am plecat și noi, că văd că se lasă destul de frig, eu sunt îmbrăcat subțire. Cu UTV-ul nu e problemă, că e cald. O luăm pe aici? Haideți că am rămas fără baterie, dar am coborât, oricum suntem aproape în oraș. Am schimbat-o acum, dar prea târziu. N-am nici, am bani pe car, nu pot să plătesc. Dă-le dracu. Le spăl eu altă dată. Și gata, băi fraților, cam asta a fost vlogul pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să-mi dați un follow pe Instagram, să dați un like acestui clip și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Stai că trebuie cheia din ăla. Mersi. Ce ai tu? Zici că dracu, crezi că le spăl mereu? Wow, mamă, cum nu pot să accelerez cu astea, că îmi stă piciorul drept. Da. Gata, n-are baterie asta. Da. Ah.